La Constanța a avut loc astăzi Marșul pentru Viață, eveniment prin care se urmărește promovarea dreptului la viață pentru copilul nenăscut și încurajarea nașterii de copii. Participanții au mers pe traseul Piața Ovidiu, Biserica Schimbarea la Față, strada Mircea cel Bătrân, Spitalul Județean Constanța, Poșta Mare, Primăria Constanța și sediul Arhiepiscopiei Tomisului. Alături de cei prezenți a fost și înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Pentru noi, zilele acestea au fost zile închinate vieții, pentru că am organizat donare de sânge, consiliere psihologică pentru mamele aflate în dificultate. Și iată acum Marșul pentru Viață. Este o bucurie să promovăm asemenea valori. Viața este darul cel mai mare pe care îl avem de la Dumnezeu, care este izvorul vieții. Este viața la modul absolut, că de la Dumnezeu avem viața. Și de aceea suntem datori să o perpetuăm. Viața trebuie perpetuată permanent și să nu fim de acord cu întreruperea vieții. Numai Dumnezeu are dreptul să întrerupă viața, omul nu. De aceea trebuie să promovăm viața necontenit. Marșul pentru Viață 2022, Egalitate, Echitate și Sprijin, din prima secundă și întreaga viață, este organizat în mai multe orașe din România și Republica Moldova.